Moldovan Augustin, care este și atentator de specialitate. Atestat de Asociația Chirurgică Română. Demonstrația de dresaj și exercițiile se desfășoară ca un antrenament. Este încărcat câinele. Se dă drumul și atac. Extraordinar, a trecut peste cele două obiecte de intimidare pe care le folosește atentatorul și toate încercările acestuia de a intimida câinelul sunt sortite eșecului. Câinele nu dă drumul prizei. Aceste exerciții se pot învăța numai după un control absolut asupra câinelui. Alte obiecte de intimidare folosite de infractor. Cu aceeași mușcătură puternică de abdomen. Orice încercare a infractorului de a scăpa nu are nicio șansă. Câinele nu este impresionat de obiectele pe care acesta îl folosește pentru intimidare. O mușcătură plină. Încercarea de fugă, de evadare a infractorului. Orice mișcări face, nu impresionează câinele. Iar acum urmărește foarte atent. Foarte bine, felicitări! Se trece la alte obiecte de intimidare. La fel, mușcătura printre aceste obiecte de abdomen. Nici obiectele, nici sunetul nu influențează câinele. Dar control absolut, deși infractorul este în fața lui, la chemarea conductorului, folosește infractorul și vine la conductor. Încă un obiect de intimidare. Primul moment câinele a vrut să prindă obiectul, după care urmează prinderea infractorului de picior. Cu aceeași mușcătură plină, cu gura întreagă prinde, cu toți dinții prinde infractorul. Îl urmărea atent și prima mișcare a infractorului, care era în faza de supraveghere, a fost sortită eșecului. Trebuie să iau obiectul de intimidare, dar nu îl afectează pe tine. Nu are sarcina de a prinde și a imobiliza infractorul. Felicitări, rog pe cei trei să intre cu câinii toți trei în ring. Vreau să vi mai prezint încă o dată. Cei trei sunt membri ai Asociației Chinologe Info, organizatoarea expoziției CAC din 1 aprilie 2007. Vlad Popescu. Vlad Popescu cu câine Codruț, instructor de dresaj canin atestat de Asociația Chirurgică România,
responsabilul Clubului Regional de Dresaj Canin București. Felicitări! Câinele polivalent, salvare, agility, companie și terapie cu animale. Robert Caraman cu Budica. Și Gusti Moldovan, fără câine de data aceasta, v-am spus Baby, câinele Gusti Moldovan, cel mai bun câine în dresaj al României din toate timpurile. Felicitări celor trei instructori. În finalul expoziției CAC, pe terenul lateral unde a fost ringul numărul 2, se va desfășura